multă verdeață, dar este și o instituție care merită purificată și chiar exorcizată, Parlamentul României. Cred că o capelă e prea puțin pentru asta. Și în spate avem și catedrala. Dragi prieteni, în spatele meu sunt tineri care luptă pentru viață. Se aude și o voce mlădioasă a unei tinere care încearcă să întrețină atmosfera. Dar mesajul pe care vreau să-l dau tuturor celor care cred în viață este că nu e suficient să crezi în ceva, trebuie să-ți și manifesti credința. Trebuie să cobori în stradă, trebuie să fii alături de cei care luptă pentru viață, trebuie să fii mereu prezent printre semenii tăi, să întinzi o mână celor care au nevoie cu adevărat. Și aici mă refer la mamele care se află într-o criză de sarcină, foarte multe studente care au rămas însărcinate și nu știu ce să facă. De asemenea, mă refer la persoanele cu o situație materială defavorabilă. În acest sens trebuie să intervenim. Doamnelor și domnilor, încă o dată Marșul pentru Viață se desfășoară în mai multe orașe. Suntem la București și, din păcate, nu vă pot arăta foarte multe imagini, fiindcă sunetul este foarte puternic, dar îl avem alături de noi pe un tânăr. Nu trebuie să intrăm în detalii biografice, pur și simplu m-am gândit să vă prezint un tânăr care și el susține viața și am să spun bună ziua. Bună ziua, salutări! Dacă vrei să ne spui de ce ești aici prezent, probabil că nu e prima oară, nu. Și cine te-a invitat prima oară în această echipă a Marșului pentru Viață? În primul rând, echipa organizatoare este foarte dinamică, s-a ocupat de implementarea mesajelor în toate facultățile. Pot să spun că marketingul a fost unul foarte deosebit și foarte optimist și mai mult decât atât ne-am mobilizat pe cei care suntem cu adevărat, să spun, adepți ai vieții și adepți ai luminii într-o lume probabil plină de, să zicem, întuneric, deși avem o lume plină de lumini artificiale. Lumina naturală lipsește. Și supranaturală. Și supranaturală, foarte bine zis. Și cred că lumina supranaturală e perfect ajustată în evenimentele de gen. Dar spune-ne, te rog, de ce crezi că viața este un dar și de ce viața trebuie prețuită? De ce nu suntem de acord cu decizia lui Emmanuel Macron de a face din avort un drept constituțional? Ce ai tu împotrivă? Categoric nu putem să acceptăm și să legiferăm așa ceva. Categoric viața are prioritate, viața este un dar și, până la urmă, sănătatea nu este un drept și chiar și sănătatea este un dar. Toate astea fiind spuse, viața având prioritate, trebuie să îi acordăm corespunzător prioritatea și să intrăm în dinamica în care toți tinerii de vârsta noastră sau cuplurile sau toți oamenii din societate să înțeleagă într-adevăr că viața este o prioritate și viața este un dar și o binecuvântare și nu venim împotriva cuiva, venim în completarea lipsurilor, să zicem, sau în completarea discrepanțelor din societate. Pentru că vrem să aducem lumină, cum s-au spus. Ce spui unei tinere care spune corpul meu, fac ce vreau cu el? Da. My body, my choice. It's your choice, dar nu e întotdeauna așa. Pentru că și eu am corpul meu și este al meu. Dar totuși, grafica corpului meu respectă un tipar, da? Respectă tiparul unui om. Tiparul unui om de sex masculin. Ca atare, sunt liber în acest corp, dar în același timp sunt liber în calitățile lui. Și dacă sunt liber în calitățile lui, le respect calitățile. Nu pot să spun că îmi permit să-l denigrez sau îmi permit să îi fac rău. Categoric nimeni nu vrea să fie rănit, nimeni nu vrea accident. Asta i-a spune. Într-adevăr, trebuie spus, pe lângă cele foarte frumos afirmate de tânărul care, iată, ne însoțește, trebuie spus, dragi prieteni, că știința a demonstrat diferențierea la nivel de ADN între corpul femeii mamă și corpul copilului. Copilul are un alt ADN, mama are un alt ADN. Asta înseamnă că foarte devreme, când deja se simt primele mișcări ale fătului, noi trebuie să începem să creăm un spațiu de ocrotire, de protecție pentru copil și nici de cum nu trebuie, așa cum spunea și prietenul nostru, nu trebuie să-l agresăm. Dragi prieteni, suntem aici, spuneam, în București și în spatele nostru peste 3.000, 4.000, poate chiar 5.000 de tineri sunt prezenți pentru a celebra viața, darul vieții. În România, din păcate, s-au născut mai puțini copii anul trecut decât s-au născut în ultimii 60 de ani. Asta înseamnă că România nu are o cultură pro-viață. Asta înseamnă că aici nu veți găsi politicieni care se laudă la Bruxelles că sunt creștini, dar de fapt votează împotriva darului vieții. Aici nu veți găsi, din păcate, lideri care mâine, poimâine o să vă ceară votul pe lista la europarlamentare. Asta este purul adevăr. E o mare diferență între vorbe și fapte. Aici sunt cei care fac și fapte, nu doar declară vorbe. Așa că rămânem în contact. Sunt Mihai Neamțu, nu uitați, intrați pe mihaineamtu.eu pentru noutăți privind mișcarea pentru viață. Dumnezeu să binecuvinteze România, Dumnezeu să binecuvinteze fiecare lucrare din fiecare oraș sau din fiecare comună. Orice like, orice share este binevenit. Vă doresc o zi excelentă în continuare. La revedere și trebuie să învăț acum cum să ies de aici. Cred că știu. O zi excelentă, numai bine, Doamne ajută!